Nicu Băhneanu are 7 copii și toți își petreceau mare parte a timpului doar în fața calculatoarelor. Pentru a-i îndepărta de internet, bărbatul a cumpărat în urmă cu 3 ani un ponei din Olanda. Acum copiii sunt cei care se ocupă de întreținerea căluțului și îl înscriu la toate târgurile de profil din țară. Pentru copii am luat, ca să îi rupem de calculator, de alte lucruri, ca să le dăm un pic de ocupație, să crească natural, frumos, să aibă o viață frumoasă, cu amintiri. Atât poneiul, cât și proprietarii lui reușesc să impresioneze de fiecare dată juriile concursurilor la care participă. Un premiu special s-a dat la un copil care să fie un mare fermier, un mare, mare fermier din Bucovina, și am vrut să pun și eu o mână la o mică atenție la toată povestea care o să aibă el. Eu cred în el, pentru că el este viitorul nostru. La târgul de cai de la Horodnicul de Sus au fost înscriși 74 de cai pentru proba de frumusețe și 16 pentru cea de tracțiune. Poneiul bucovinanului din Vicovul de Sus a primit premiul special al concursului. Prețul unui astfel de căluț este de aproximativ 600 de euro.